Hello și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi fac un clip cu 5 parfumuri ieftine și bune. Parfumuri care se află într-o limită de preț, să zic așa, undeva la 150 de lei, 100-150 de lei, pentru că nu prea mai găsim sub 100 de lei sau foarte, foarte greu. Însă am zis că setez un buget de maxim 150 de lei, nici nu știu dacă ce am aici costă 150 de lei, cred că unul singur. Dar am zis să mă încadrez cumva în suma asta, pentru că dacă ar fi să ne raportăm la un parfum ieftin, cam aici s-ar încadra 100-150 de lei. Și nu o să stau foarte mult la vorbă reală, pentru ca să nu întind clipul și să nu-mi pierd ideile ca de obicei. O să încep cu primul parfum, de la Louis Varel, Extreme Rose, care mie îmi place foarte mult, are o persistență foarte, foarte bună. Eu l-am luat la 89 de lei din DM, că l-am prins la ofertă. El era la undeva la 140. Și da, uite, chiar ăsta este și parfumul de care vă povesteam. Dacă auziți ceva că foșnește pe aceea, este punga mea de unde scot, că le-am pus într-o pungă și de aici scot parfumurile. Pentru că, da, atât am putut eu să gândesc să le pun într-o pungă. Atât am putut. Da, vă spuneam de Rose, de Extreme Rose. Asta mi se pare că e replică după Montal Rose Elixir, sigur după el e replică, miroase extraordinar de bine trandafiri. Dacă vă plac trandafirii, puteți să vă luați replica asta, că e foarte reușită, persistă foarte bine, are și 100 de mililitri și eu zic că prețul e foarte, foarte bun. E pur și simplu ca un buchet de trandafiri, nici nu știu dacă mai are ceva portocală, dar nu prea o simt eu, să zic așa, portocala, pentru că pentru mine e trandafirul. Da, e... mă duce cu gândul un pic, cred că despre el v-am mai spus într-un clip, că mă duce cu gândul la parfumurile acelea, la trandafirii bulgărești, la parfumurile bulgărești, cum ar veni, din gama aceea cu trandafir. Și știu că am mai menționat că multe femei se cam ferez de mirosul ăla, pentru că oarecum te duce cu gândul în perioada comunistă. Acum, eu v-am zis, n-am trăit în perioada aia, nu știu. Dar mie îmi place foarte mult, eu iubesc trandafirul și atunci am zis clar că vreau să am așa ceva în colecție. Inițial eu n-am vrut să-l cumpăr, m-am tot învârtit pe lângă el și am zis că hai mă să-l iau dacă tot e și la ofertă și mă tot învârt după el și l-am tot văzut. Am zis că până la urmă hai să încerc, să-i dau o șansă și nu-mi pare rău. Va fi foarte, foarte potrivit pe la începutul primăverii, poate un pic și prin iunie, poate. O altă replică extrem de reușită a lui a celor de la Maison Margiela, la By the Fireplace, este cea de la Zara Bohemian Wood. Foarte fain miroase. La fel, pentru 50 de lei, cât a fost ăsta la 30 de mililitri, 40 sau 50 de lei, cred că undeva pe acolo, persistă foarte bine. Mirosul, iar mie place foarte mult, e cacao. Mie place că rămâne aroma aceea de cacao pe mine. El se deschide și ușor tămâios atunci, și ușor condimentat, așa, coriandru cu tămâie un pic. Dar în rest, când se așează, el e ciocolată, pur și simplu cacao, de fapt nu ciocolată, cacao. La fel, asta le găsiți în Zara. Acum, v-am zis, pentru 50 de lei își merită bănuții, pentru că are persistență bună, miroase foarte bine, chiar am fost întrebată cu ce m-am dat zilele trecute și pe asta l-am folosit. Am de gând să-l folosesc la capacitate maximă pentru că e perioada lui, că în rest eu ăsta nu-l prea văd potrivit. Na, având în vedere că e și replică după By the Fireplace și după cum sugerează numele, vă dați seama că se potrivește chiar numai în anotimpul rece, garantat numai în perioada asta poate fi folosit. Bine, cineva poate să-l folosească și vara, dar nu știu cum s-ar comporta, s-ar putea să nu dureze foarte mult și plus de asta s-ar putea să fie deranjant, pentru că să simți tămâie, cacao și vanilie în plin sezon estival, nu știu dacă e chiar cea mai bună metodă. Cea mai bună alegere. Nu puteam să nu includ Avon Faraway Splendoria, pentru că, da, pentru prețul pe care l-are e superb, deci, nu știu, e cel mai reușit Faraway, flanker din gama Faraway a celor de la Avon. Niciunul nu-mi place așa de mult cum îmi place ăsta. Deci e nemaipomenit de plăcut. Are ud, are gardenie, e un floral foarte, foarte plăcut.
Și da, merge purtat, eu îl port și la servici, ăsta chiar a stârnit foarte, foarte multe complimente, toată lumea m-a întrebat pe ce port și când le-am zis că Avon Splendoria nu le venea să creadă, de persistență nu mai zic, pentru că cine vrea și chiar caută numai chestia asta la un parfum lejer, puteți să-l alegeți pentru că e tot ce trebuie. Însă cu el ce-ar fi, adică ce-am mai observat eu la el a fost că la un moment dat, pe parcursul zilei, el își intensifică aroma, devine mai gurmand și iasă în evidență foarte mult udul. Dar așa, la primele 3 ore, cam să zic așa, e un floral superb, dar apoi, într-adevăr, își face prezența udul și e un ud mai greoi, mai... foarte dulce, îți poate da dureri de cap. Eu am mai pățit așa cu el, dar dacă nu-l folosesc în exces, chiar n-am nicio problemă. Și da, vă zic, merită bănuții ăsta. Eu l-am luat la 65 de lei, prin cataloge undeva la 110 lei, 130 de lei. Nici nu mai știu că n-am mai văzut de mult un catalog de la Avon. Nu știu să vă zic acum cât costă. Hai că trecem destul de repede prin clip, pentru că nu am foarte multe să vă arăt. O iubire de vară pentru mine, de la Chopard, Happy Bigaradia. Foarte, foarte mult îmi place. Sunt nebunită după el. Dacă vă place mierea în special, luați-l. Doamne, ce miros poate să aibă de... Și e grozav, deci e atâta de frumos, nu știu. Și sticluța îmi place, și aroma. E fix ce trebuie, mai ales pentru birou. Nici nu-l văd purtat în altă parte, că ăsta, zici că e făcut strict să-l poată fi purtat la birou. E minunat, eu l-am luat la un preț de 70 de lei, dacă mi-aduc bine aminte. Și e la o cantitate de 50 sau 40 de mililitri, nu știu exact, 40 de mililitri. Și îmi pare rău că atunci când a fost reducerea pe rotino, trebuia să-l iau la 100 de mililitri, că era doar 110 lei. Nu era mare diferență, să zici că era o sumă colosală, dar na, apucasem să-l cumpăr și am zis că asta e, nu mai dau înapoi. Însă e un parfum care merită să-l aveți în colecție. V-am zis, puteți să-l purtați la birou zi de zi, mai ales vara. Îți curioasă cum se comportă primăvara, m-am gândit să-l port și acum primăvara. Chiar sunt curioasă să văd cum, dacă își schimbă aroma, dacă se simte altă notă în afară de miere. Știu că are și ceva morcov. Acum eu nu știu să vă zic chiar exact, să vă redau mirosul de morcov. Eu mi-l pot imagina, dar nu vi-l pot reda pe cameră. Deci dacă ați băut suc de morcov, cam așa ar trebui să miroase și parcă are un pic, dar e mierea aia aici care e minunată. Are și ceva flori albe prin el, exact ce trebuie și v-am zis, îmi place și sticluța. Din gama lui știu că mai există Lemon Dolce, cam așa ceva, ceva care replică după Light Blue și de ala am auzit foarte multe păreri bune și cred că este și unul cu trandafiri, dacă mi-aduc bine aminte, și pe care cred că o să-l trec pe listă. Pentru că, da, tot ce-i trandafir trebuie să fie pe listă și tuberoze. Și o să termin cu un parfum de la Infinite Love. Cred că a fost și în favoritele anului, cred. O și trecut foarte mult timp între ghilimele de atunci. Și anume Infinite Love, replică după Tom Ford Lost Cherry. Ăsta este ca 250, cred că. Da, ca 250, mi s-o șters aici de pe o etichetă, mă. Mie îmi place foarte mult cum miroase, îl iubesc. Deci miroase a angelii. Deci parcă aș bea angelii. Și îmi place că persistă foarte bine toată ziua pe mine. Nu-și schimb aroma, el rămâne setat pe aroma de cireașă. Cred că are și ceva migdală, dar vine așa ușor, ușor. Că de obicei, combinația asta de cireașă cu migdală, în momentul în care sunt amestecate, parcă mai mult devine mai amărui parfumul. Sau cel puțin eu asta mi s-a părut. Nu știu exact ce am testat tot așa legat de tema asta cu cireașă și cu migdale, dar știu clar că a fost un parfum la care eu am simțit foarte mult migdala și mi s-a părut că a fost amărui. Nu în sensul rău că mi place și ăla, dar ăsta își păstrează exact, iar pe aceeași linie. Are cireșe, pe cireașă merge. Da, e minunat, v-am zis, persistă foarte bine, nu se schimbă pe parcursul zilei, adică v-ați dat de dimineață cu el, nu iasă în evidență alte note, rămâne aceeași cireașă superbă pe tot parcursul zilei și ce-mi place foarte mult că e așa, nu e așa
foarte ostentativ. Nu-i că oarecum la prima vedere să te fac așa, știi, să te dai înapoi. Întotdeauna te face să te întreabă ce miroase așa bine, ce poate fi așa de plăcut. Și pentru asta am primit o grămadă de complimente. A, și o să urmez iar un clip cu cele mai complimentate parfumuri de anul trecut, dar să-mi notez pe listă care sunt alea, pentru că s-ar putea să ajung să uit. Dar uite, de asta nu cred că o să uit. Da, Infinite Love, v-am zis, cadou 150, foarte bună replica. Asta cred că a fost în jur de 120 de lei, pentru că, no, Tom Ford-ul fiind mai scump, automat și replicile făcute după Tom Ford sunt un pic mai scumpe. Nu e exagerat, adică nu dai o căruță de bani pe el, dar în mod normal, de exemplu, uite, mi-am cumpărat replica după Black Opium anul trecut sau acum 2 ani și era 80 de lei. No, ăsta fiind Tom Ford, clonă după Tom Ford Lost Cherry, e 120 de lei. Și, dar da, își merită banii, v-am zis, mie îmi plac, mai am o grămadă de parfumuri de la ei în colecție, pentru că îmi plac foarte, foarte mult și de calitate, de ce să nu dau banii dacă merită. Și unul pe care am uitat să-l aduc, adică nu că am uitat, nu l-am găsit, atât l-am căutat, oricum v-am mai zis eu că vreau să fac chiar curățenie parfumuri, să le mai aranjez, să le dau o altă ordine. Dacă vă place foarte mult Erba Pura, mie cea mai bună replică pe care am testat-o și am simțit-o este cea de la Latafa, Ana Bied, nu ruj, că ăla e replică după Macara Ruj, Ana Bied, cel alb. E o replică, să știți, destul de reușită după Erba Pura. Nu are o persistență la fel ca și originalul, dar nu, undeva la 6 ore persistă. Acum, dacă vreți, nu știu, unul care să pur și simplu să bubuie, s-ar putea să nu vă placă, dar altfel, dacă vreți chiar strict numai pentru aromă, eu zic să mergeți pe Erba Pura, doamne, pe Latafa Ana Bied, pentru că e un parfum destul de reușit și care, na, pentru fani. E pentru marea masă a publicului, pentru că nu toată lumea vrea să dea o sumă așa mare de bani pe Erba Pura, care, apropo, cred că ați văzut iar cu o nebunie cu Erba Pura Gold, care este fix aceeași mărie este aceeași mărie cu altă pălărie, doar că e mai diluat, nu e atâta de puternic și eu bănuiesc că nici așa de atâta de persistent. Nu cred că îi. Am avut ocazia să-l miros și să-l testez și da, e mai, v-am zis, cum am zis, e mai aerisit, dar n-are rost să dați banii pe el, pentru că este exact același lucru cu Erba Pura, sau cel puțin în concepția mea, după cum l-am simțit eu. Acum, dacă mă înșel, nu știu, dar sper să nu, că nu-i, ideea nu-i să îi fac antireclamă, doar, că doamne iartă, chiar n-am de ce să fac antireclamă, doar vă spun părerea mea, adică ce mi s-a părut mie. Nu văd de ce să zic ceva de rău dacă nu. Nu miroase rău, miroase foarte bine. Dacă vreți să fie ceva mai fresh, mai purtabil decât Erba Pura, da, atunci merită. Dar v-am zis, și el are un preț la care te uiți, da, îl miroși, pui la loc, la raft și la revedere. Pentru că sunt enorm de scumpe. Și da, cam acesta a fost lista mea cu 5 parfumuri ieftine. Cred că dacă mă mai uitam acum prin ce am, eu mai găseam. Făceam, cred că, de un top 10 parfumuri ieftine, dar nu știu, am așa o obsesie, cred că, cu cifra 5, nu știu de ce. Îmi vine să fac top 5 la cam, când îmi propun să fac niște clipuri, de exemplu, top 5 rujuri îmi vine, de exemplu, să fac. Dau un exemplu, că acum chiar nu am în cap un asemenea clip. Dar nu știu de ce, sinceră să fiu, mi se pare mai, că e exact cât trebuie, nu sari peste o anumită limită de număr de parfumuri, nu prea, nici prea multe, nici prea puține. Cred că sunt exact cât trebuie și oricum din gama lor, de exemplu, mai găsiți. Uite, cum v-am arătat pe ultimul Infinite Love, de la ei mai găsiți mult mai multe, sau de pe parfumat, sau nu mai știu, că sunt o grămadă de branduri acum care fac clone, Mizu. E o nebunie acum, nu mai zic de Dubai Collection. Și acolo e o întreagă nebunie, apropo și cu ăștia, cu Dubai Collection, e o întreagă nebunie, am văzut cu ei. Și știți că v-am arătat că mi-am cumpărat două parfumuri și sunt foarte mulțumită, ambele îmi plac, doar că nu înțeleg totuși mania asta, adică
Eu nu m-aș risca de fiecare dată să-mi cumpăr blind buy pentru că, de exemplu, uite cum a fost Oud Imperial, cred că îi spune, care replică după Oud Isfahan de la Dior. Dacă nu-ți place genul ăla de trandafir și mirosul vintage, pentru că ăla așa este aroma, s-ar putea să fii dezamăgit. Eu ți-o v-am zis, nu sunt neapărat dezamăgită, îmi place parfumul, nu e genul după care se întinde întotdeauna mâna, e genul pe care l-aș purta la o rochie cu, pe umeri și așa ușor, în aerul acela, nu știu, vintage, dacă vreți, na, că nu găsesc acum alte, retro, chiar retro, să zic așa. Nu-l prea văd purtat și v-am zis că seamănă mult cu Samsara. Acum, dacă vreți să împușcați doi iepuri dintr-un foc, cumpărați de pe Dubai Collection ăsta, Oud Imperial, pentru că miroase și Oud Isfahan și miroase și Samsara. Adică, v-am zis, eu Oud Isfahan n-am mirosit, dar după note l-am căutat și notele lui, parfumului original și al lui ăsta, al celor de la Dubai Collection, și notele chiar cam aceleași. Și de asta, să zic așa, îmi permit să zic că există similarități în ceea ce privește proveniența ingredientelor, proveniența, în ceea ce privește ingredientele, puteți să mergeți să luați replica. Acum, depinde de voi. Și aveți și un Samsara și aveți și un Isfahan. La asta mă refeream când am zis că împușcat doi iepuri dintr-un foc. Și da, hai să nu mai lungesc clipul mai mult decât este. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!